Bună seara! Aveam altceva pregătit pentru în seara asta, dar văzând că se vorbește despre business și despre vise, m-am gândit că pot să ocolesc un pic și să ating și eu zona asta. Cel mai mare vis al meu a fost să fiu stăpâna vieții mele și să am friele vieții mele în mâinile mele. Era singurul lucru la care m-am gândit de când aveam 6 ani. Când aveam 6 ani, bunica a decis pe mine și pe frații mei să ne dea la o casă de copii, pentru că mama mea tocmai murise cu câteva luni în urmă. Și acum 30 de ani mai târziu îmi dau seama de relația dintre mine și bunică, copil adult, eu la rândul meu având un copil acum de 4 ani jumate, și am avut așa o revelație, mi-am imaginat-o pe bunică cum la nivel simbolic la 6 ani mi-a mânat frâiele vieții mele și a spus: pui de om, nu vreau să am nimic de-a face cu tine, nu vreau să te formez, nu vreau să-ți dau uneltele de supraviețuire pentru viață, nu vreau să te învăț să discerni între bine și rău, nu vreau să am nimic de-a face cu formarea ta. Practic, cam asta a însemnat ce a făcut ea. Mi-am luat frâiele vieții la 6 ani, cu spaimele de rigoare ale vârstei și ale necunoscutului și bla bla bla. Dar cel mai grav lucru a fost că, copleșită fiind de aceste frâie ale vieții mele, am tot încercat să le dau unuia și altuia, în speranța că cineva le va lua și va spune: pui de om, vezi de viața ta mai departe, din urmă voi sta și te voi ghida să pici în picioare, să fii viabil social, să-ți faci rost de o viață bună. Evident, la nivelul evolutiv la care suntem în acest secol, avem mai mult prădători decât oameni care dornici să preia frâiele al cuiva în mâinile lor. Și am picat din lac în puț mulți, mulți, mult prea mulți ani după. Am invidiat întotdeauna copiii cu care împărțeam școala. Parte din școală era cu noi de la cămin și ceilalți copii cu părinți. Îi invidiam pentru că îmi imaginam că sunt puternici, sunt sigur pe ei, că eu voi lucra pentru ei ca femeie de serviciu, cum mi se tot spunea, în casele lor, că vor ajunge mari intelectuali și că vor guverna lumea, iar eu voi fi la picioarele lor. Trec ani, fac aproape 40 de ani și sunt recunoscătoare că, așa cum mi-am dorit întotdeauna, am prieteni în viața mea, oameni, din acei copii cu părinți, cu școală, cu iubire, cu respect, cu atenție. Și mă doare și mă frustrează că cei mai mulți dintre ei sunt niște oameni speriați și confuzi, n-au picat deloc în picioare după atâta iubire, respect și educație ce s-a investit în ei. Și am și cu frustrare într-un fel că dacă tu, care ai fost dincolo de gard, ai aceleași frustrări și temeri ca ale mele, eu ar trebui să mă arunc în puț. Și am stat să pricep cam de unde vine asta. Și mi-am dat seama. Și în momentul în care mi-am dat seama, mi-am luat și frâiele vieții mele înapoi. Apropo, acum vreo 2 ani de viață. Mi-am dat seama că am depins toată viața mea de părerile celorlalți vis-a-vis de mine. Am depins toată viața de bunătatea lor, generozitatea lor, indiferent ce cineva din afara mea vroia să-mi dea mie. O vorbă bună, o validare, o you can do it, oh, ce bine arăți. Calitatea vieții mele depindea de ce cineva din afara mea decidea să facă cu mine sau să-mi spună mie sau să relaționeze cu mine. Și mi-am dat seama că este o capcană în care nu vreau să mai trăiesc. Am o prietenă splendidă, doctoriță, o pălugă de femeie, bătută de soțul ei de 1,20 și nu vrea să dea divorț de teamă că ce o să spună lumea. Doamne ferește! Sorin Oprescu, interviu la televizor, aproape cu lacrimi în ochi, recunoaște, dându-și seama practic atunci în emisiune, că el este doctor pentru că tatălui și-a dorit ca el să fie doctor.
și că dacă ar fi avut o șansă, poate ar fi luat-o într-o altă direcție. Doamne ferește! Văzând toate lucrurile astea în jurul meu, mi-am dat seama că a fi orfan se pare că are și avantaje. N-am avut pe nimeni să-mi sufle în ceafă și să-mi spună ar trebui să, poate că, nu ești suficient de bună, ai nebunit, nu te pricep la aia. Și ok, așa cum m-am descurcat, se pare că am picat în picioare. Puțin în situația asta, au picat în picioare. Dar acum sunt recunoscătoare că la sfârșit, într-un fel, pare că fac lucrurile pe limba mea. Și voi pierde pe limba mea, dar prefer. Și mă gândeam, ce-ar fi dacă la anul ne-am vedea tot aici? Și să facem tot anul un exercițiu. Și anume, oamenii, culmea, poți să fii prim-ministru, tot se trezește și se hazardează unul lângă tine să spună, domn ministru, dacă ți-ar fi avut burta un pic mai mică pe cuvântul meu, că urmarii ăla de pe dumneavoastră, și îți pică tavanul în cap și vrei să dai burta jos. Oameni buni, eu mi-am tăiat nasul pentru că oamenii mi-au spus că am nasul mare. Să ajungi să te mutilezi pentru că m-am identificat cu cuvintele celor din jurul meu, asta este o dramă reală. Dacă stau să mă uit la copilul ăla de 6 ani care eram la casa de copii, zic, hei, pui de-o, mă, să supraviețuiești. A, și apropo, să stai nasul într-o zi. Mama, mă, zi. Este revoltător cât te facem pentru că oamenii se hazardează în a-și da cu părerea despre noi și mai grav, noi să-i credem. Are logică că decât ce spun? Asta este o dramă reală din punctul meu de vedere. Să nu ai șansa, mica asta bucată de viață, să o trăiești cât de cât pe limba ta, cât de cât mai aproape de tine. Soacră mea plătește tribut și acum unei mame care a murit urmă cu 40 de ani. Doamne ferește, a ajuns schida mai dotul. Nu se poate bucura de nimic pentru că tanti Sofia sigur n-ar fi fost de acord cu felul în care ea pune la uscat morcovii. Pe bune? Are logică? Ok. E posibil să facem pactul ăsta pentru anul viitor? E posibil să spună oamenii lucruri și precum în Matrix, dacă țineți minte scena cu gloanțele, când gloanțele se opresc și pică, la fel. Ar trebui să mai slăbești un pic. La fel de responsabil trebuie să fim când ne dăm noi cu părerea despre ceilalți. Ce frumoase armuri avem! Eu mă pricep la armuri și întotdeauna am făcut-o. Eram prima din spatele blocului și când mă duceam pe leagă un copil. Prima, primul lucru. Știam că dacă dau jos unul de pe leagă, toată ziua sunt voieroaică. Nu mi-au nicio piatră în cap, nimeni nu o să urle cioară după mine, nimeni nu o să spună că am râieși pădu cum de altfel aveam, dar nu era treaba lor. Armuri. Dar prin armurile astea la care lucrăm de dimineață până seara, să par deșteaptă, să par filosofă, să par profundă, dar și sexy am să sub burta, am să-mi trag gușa, am să mă și am să-mi schimb și tonul vocii un pic, pentru că și o gestică și mă împăunesc cu tot soiul de calități pe care le cred iau de la tine ai cu sigura, de la tine cum mergi, de la tine cu statura și de la doamna de mai devreme ce frumos a făcut când a povestit și a făcut niște mișcări așa și Doamne ferește! Și cuvintele astea, sugestiile astea, trec prin toată armura. Iar eu de la 7 seara am nevoie de un pahar de vin. Și de aș fi singura măcar. Și tu? Și tu, și tu, și tu. Mi-ar plăcea să nu mai am nevoie de paharul ăla de vin, care unor se fac 2 pahare de vin. Pentru că simt presiune foarte mare, pentru că sigur așa cum sunt, nu-i suficient. Și n-are legătură cu mine. Vă jur, mă îngrag de la o zi la alta, mă uit în oglindă și îmi place de mine. Chiloții mei, i-am cumpărat XXL. Pentru prima oară am făcut pace cu asta, anul ăsta. Și pentru prima oară am descoperit confortul. Mi-e bine în fiecare zi. XXL. Eu mă uit în oglindă și îmi place și îmi sare burta peste ei.
Și ok, pentru că am descoperit pantalonii ăștia și cineva mi-a spus că nu mai sunt la modă. O să fie la modă pentru că mi-am luat 15 perechi, pentru că nu risc, pentru că mi-e bine. Dacă eu sunt bine cu mine și dacă ăsta mi-a fost țelul, pe bune te hazardezi să-mi spui că nu sunt ce trebuie și că ar trebui să mă ajutești ceva? E posibil ca aproape la 40 de ani să fiu suficientă? Vă mulțumesc!